gânduri de bine pentru Săgărin, gânduri de seriozitate, responsabilitate, pentru că nu greșesc. Așa a fost toată campania, o campanie serioasă, responsabilă și făcută pentru Săgărin. Puțin după ora 9, Marius Creciu și-a făcut apariția la secția de vot din incinta Școlii Generale numărul 8 din Drobeta, Turnu Severin. Cu gânduri de bine, cu emoții, am votat pentru copiii noștri, inclusiv pentru copiii mei, pentru severineni, pentru tineri, pentru un Severin puternic și un Severin mai bun. Ați avut ajutoare de nădejde, am văzut. Da, am vrut și ei să vadă. Mara a mai văzut, dar nu mai ține aminte cum arată un buletin de vot, unde trebuie votat, și m-au încurajat. Și președintele Consiliului Județean Mehedinți, Aladin Georgescu, a mers astăzi la vot în orașul Vânjumare. Am votat pentru prima care să continue ce a început. Pentru județul Mehedinți aș avea un gând mai puternic, o dorință mai puternică ca șomajul să dispară, în cel puțin în procent 50-50%. Suntem ultimii din țară care avem procentajul vai și amar. Am votat cu încredere pentru județul Mehedinți și pentru fiecare comunitate din acest județ și îndemn pe mehedințeni să vină la vot, să aibă încredere în oamenii care îi vor reprezenta de mâine încolo, pentru că e nevoie să se continue ceea ce s-a început în acest județ. Este important să dăm șansa fiecărui mehedințean să aibă parte de o dezvoltare durabilă, de o modernizare a județului nostru. Este nevoie de o administrație județeană care să fie alături de mehedințeni și cred că am demonstrat în acești ani că noi am putut să fim alături de ei și vom fi în continuare. Până la ora prânzului, la secția de vot din incinta Școlii Generale din Vânjumare, votaseră în jur de 1200 de oameni.